Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, prima din această lună. Și vreau să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile desfășurate săptămâna trecută și weekendul care tocmai s-a încheiat, precum și activitățile pe care le propunem pentru această săptămână. A fost un weekend plin din punctul de vedere al activității sportive la nivelul municipiului Roman. Acolo unde sâmbătă am avut un eveniment deosebit, și anume maratonul IMTB, unde peste 450 de participanți au luat parte la această primă ediție a MTB Roman. Vreau să felicit în primul rând organizatorii pentru modul în care au pregătit acest eveniment. De asemenea, să felicit voluntarii pentru activitatea depusă și să le mulțumesc în același timp, mai ales având în vedere faptul că foarte multe persoane, auzind despre acest eveniment, s-au oferit să facă parte ca și voluntari. De asemenea, să felicit toți participanții și mai ales câștigătorii acestei primei ediții și, în ultimul rând, și colegilor mei din primărie care au oferit tot sprijinul astfel încât activitățile care s-au desfășurat să nu aibă probleme și evenimente deosebite. A fost un traseu destul de greu, mai ales cel pentru profesioniști. Nu au fost evenimente deosebite, doar câteva accidentări care sunt inevitabile, având în vedere genul acesta de maraton ciclist. Dar una peste alta suntem bucuroși că am putut fi gazdă la Roman a unui astfel de eveniment. Chiar vorbeam câteva persoane care au venit de la București cu trenul, cu bicicleta în tren. Și s-au declarat foarte mulțumiți, sunt participanți constanți la astfel de evenimente și s-au declarat foarte mulțumiți de organizarea acestui eveniment și de ceea ce s-a întâmplat la Roman. De asemenea, tot datorită romașcanilor, prin votul masiv pe care, sau prin implicarea masivă pe care de care au dat dovadă, fiind orașul cu cel mai mare număr de voturi, am organizat în acest weekend și activitatea Bucurie în Mișcare, acolo unde pe parcursul a două zile, pe de o parte sâmbătă în ștrandul municipal, iar pe de altă parte duminică în piața Roma Vodă, am reușit să organizăm mai multe evenimente sportive, care alături de copii, dar și de adulți, să ne bucurăm de magia mișcării și magia sportului la nivelul municipiului Roman. Fac mențiunea că pentru acest eveniment, Bucurie Mișcare, ne-am aflat la ediția a șaptea și acest lucru nu face decât să ne bucure și să ne motiveze pentru viitor. Așa cum am anunțat încă de acum două săptămâni, am avut vizita în teren a echipei de evaluatori de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru evaluarea proiectului de extindere și reabilitare a creșii Smirodava, unde am primit un punctaj foarte bun care ne dă speranță pentru semnarea contractului de finanțare în vederea realizării acestui obiectiv cu fonduri europene. Și, de asemenea, iarăși o veste bună, am trecut de primele două etape de evaluare și ne aflăm în fază finală. Mâine vom primi în teren vizita echipei de evaluatori pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Cultural Multifuncțional Unirea, fostul cinematograf Unirea, astfel încât avem și aici speranțe destul de mari ca și acest obiectiv să primească finanțare europeană și ulterior să începem lucrările.
De asemenea, dacă vorbim despre proiecte cu finanțare europeană, ne aflăm în procedură finală de evaluare a licitației pentru Parcul Jora și avem speranța ca săptămâna viitoare să semnăm contractul de finanțare și ulterior să demarăm proiectarea și execuția acestui obiectiv. Așteptăm în continuare și semnarea contractului pentru Parcul Zăvoi, astfel încât și cu acest obiectiv de investiții să intrăm în procedură de licitație publică. În urma unor sesizări primite atât din partea părinților, din partea copiilor, din partea Poliției Naționale, dar și în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii mei din primărie, am luat decizia ca în ceea ce privește accesul către corpul al liceului Roman Vodă, să se facă dinspre Dobrogea-Mugherea. Finalizăm în această săptămână la atelierul nostru o poartă de acces și ulterior, prin implicarea unor părinți, se va realiza și o alee de acces, astfel încât cei care vor dori să își lase copiii la corpul de la Roman Vodă, să o facă dinspre Dobrogea-Mugherea, degrevând astfel traficul de pe strada Tineretului. Și mai mult decât atât, gândim pentru noul an școlar, 2018-2019, montarea unui sistem de bariere care să blocheze accesul la liceul program sportiv și la corpul B. Vor avea acces doar cadrele didactice, astfel încât să nu avem evenimente rutiere nedorite în acea zonă, fiind un număr foarte mare de copii în această curte. În corpul de preponderent sunt clasele cu program prelungit 1-4. De fapt, sunt clasele de 1-4 care după amiază au și activități extracurriculare. De asemenea, am profitat de faptul că am fost în strand în acest weekend cu ocazia acestui eveniment a maratonului și am trecut și pe la zona de bazine, acolo unde se lucrează pentru a remedia, pe de o parte, defectele apărute în infrastructura bazinelor, pe de altă parte și celelalte reparații curente care sunt necesare de la an la an, astfel încât la sfârșitul acestei luni să inaugurăm, să deschidem și noul sezon estival 2018. În același timp, continuă înscrierile pentru angajările la clubul sportiv, pentru posturile de casier, salvamar și îngrijitor. Și tot de astăzi vor intra în vigoare și noile tarife la zona de picnic. Și de asemenea vor fi activate începând de astăzi și sistemul de bariere, astfel încât aducem la cunoștința publicului că toți cei care vor dori începând de astăzi să meargă în stand, vor trebui să plătească pentru accesul acolo. De asemenea, așa cum anunțam încă de acum două săptămâni, săptămâna trecută am reușit finalizarea igienizării la hala centrală, acolo unde de sâmbătă s-a reluat activitatea în condiții normale. De asemenea, am pregătit și celelalte sectoare, inclusiv cele de răsaduri, astfel încât doritorii de astfel de activități pot deja să meargă în piața centrală, în Potcoavă, pentru a-și achiziționa toate cele necesare pentru a face plantări. În această săptămână vom reuși și vom demara o etapă din reparațiile cu plombe asfaltice, astfel încât până la finalizarea contractului mare de reparații cu covor asfaltic să începem să demarăm lucrările
zonele care necesită astfel de intervenții. Și de asemenea am mai scos și un contract separat pentru ridicare capace de cămin la cotă, atât la cele de canalizare, unde am preconizat ca un număr de 300 de cămine să fie ridicate la cotă, și 100 de gaghere și 100 de răsculători de gaz metan. Tot pentru această săptămână doresc și o ședință de îndată de Consiliul Local, acolo unde, pe de o parte, vom avea de aprobat datele finale pentru proiectul cu finanțare europeană de mobilizare și modernizare a Liceului Tehnologic Vasile Saf, și dacă vom reuși să ne mișcăm și să avem toate datele necesare, vom încerca să aprobăm și indicatorii tehnico-economici pentru cartierul Lipovenesc, un program pe o axă nou apărută, care permite, pe lângă dărmarea corpului vechi de școală și construcția unui corp nou de școală, a unei grădinițe și a unei săli de sport, asfaltarea tuturor străzilor din cartierul Petru Rareș, precum și modernizarea străzilor Sucedava, Miron Costin și Bucovini. Tot pe această axă de finanțare vom lucra, însă avem nevoie de o serie de documente prealabile. Vom lucra pentru amenajarea falezei pe râul Moldova și reabilitarea punții de la Portul Vameș. Referitor la puncte în urma unor sesizări din mediul online și a constatării faptului că o porțiune din această punte a fost distrusă în noaptea de miercuri spre joi. Am trimis echipe în teren, iar joi și vineri după amiază am reușit finalizarea reparațiilor la această punte. Dar noi ne dorim un proiect mult mai ambițios, care să cuprindă, așa cum vă spuneam, și faleza. Am trimis în acest sens, încă de săptămâna trecută, o solicitare la Ministerul Apelor pentru a putea intra într-un parteneriat în ceea ce privește realizarea acestei faleze, care să conțină o arie pietonală, o pistă pentru biciclete și, bineînțeles, și o zonă de promenadă cu bănci și stâlpi de iluminat, iar acolo unde se va impune chiar și cu alte utilități. În urma unor propuneri primite, vom identifica în perioada imediat următoare o locație unde să amplasăm o ciușmea pentru apă în zona parcului de aici, de la primărie, de la fontana arteziană. Și de asemenea lucrăm în această perioadă pentru identificarea unei soluții, astfel încât toaleta din spatele primăriei să fie deschisă în timpul săptămânii până seara mai târziu, și de asemenea să fie deschisă și sâmbătă și duminică, astfel încât părinții, bunicii, copiii care vin în această zonă să poată avea un loc decent unde să facă necesitățile. Și de asemenea, atunci când am fost împreună în parcul municipal, v-am lansat acea idee de a oficia, de a identifica un loc în parcul municipal pentru a oficia economii civile. Am stabilit până la urmă ca foișorul din zona centrală a parcului să fie un astfel de loc. Am demarat deja lucrări pentru consolidarea paduxelii și în această săptămână voi încerca să mă deplasez în teren împreună cu o firmă care se ocupă de aranjamente pentru nunți, astfel încât să primesc câteva propuneri de amenajare a acestui foișor,
astfel încât în weekend să putem să oficiem și astfel de evenimente în parcul municipal. Un eveniment mai puțin plăcut s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, atunci când o persoană mai în vârstă de sex feminin a încercat să ia câteva flori din jardinierele pe care le avem puse în fața statuii. În urma monitorizării pe camerele de luat vedere, s-a deplasat la fața locului o patrulă de poliție locală. Florile au fost puse la loc, iar această persoană a fost sancționată. Vreau să atrag atenția și chiar să le cer sprijinul Romașcando, ca atunci când observă astfel de fapte, să contacteze la numărul 02339-4 poliția locală pentru a putea interveni și a preveni astfel de fapte antisociale. Este păcat ca tot efortul pe care îl fac colegii mei de la spații verzi să fie năruit prin distrugerea acestor spații verzi. Și de asemenea să vă spun că toate florile care au fost plantate în municipiul Roman sunt produse 100% la serele de la primăria Roman, de la platformă. Ne apropiem în același timp cu pași repezi și de zilele municipiului Roman, care vor debuta pe săptămâna viitoare, marți, în perioada 15-21 mai, în holul primăriei, vom avea o expoziție de fotografie dedicată centenarului Marii Uniri. Și tot de marți, așa cum vă spuneam, vor debuta zilele municipiului Roman cu zilele episcop Melchisedec, ajunsă la ediția 13-a. Miercuri, de asemenea, tot zilele episcop Melchisedec. Și ziua educației, dialogul științelor, gala excelenței în educație. Joi, 17 mai, pe lângă evenimentele de la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, vom avea și concursul de scenete istorice și, bineînțeles, seara Sergiu Celibidache în sala Nicolae Mănulescu Strunga, sala mare din primăria Roma. Vineri vom avea ziua porților deschise, festivalul tradițional al meșteșugarilor, gala excelenței romașcane și ziua campionilor. De asemenea, începând cu ora 20, spectacol de divertisment în piața Roma Vodă. Sâmbătă, 19 mai, concursul zonal de box, memorialul Barbă Dumitru, festivalul concurs zonal Muzica e viața mea, festivalul Expo Roman Metropolitan, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri, aflat la ediția 1. Chiar mâine voi avea o ședință cu primarii din Roman Metropolitan, unde vom discuta pe această temă. Festivitatea de un festival Garabet Ibrăileanu și un tur ciclist prin municipiul Roman, unde vom avea de asemenea traseul pe care l-am avut și la Ora Pământului. Și bineînțeles, ziua se va încheia cu un spectacol de divertisment organizat sub egida Festivalului Expo Roman Metropolitan, acolo unde, pe lângă Jurgi și Alexandru Recolciuc, îl vom avea pe Smiley. Iar duminică 20 mai vom avea spectacolul de talente locale, Festivalul Garabet Ibrăileanu și, bineînțeles, spectacolul de divertisment din piața Roman Vodă, Laura Haidău, Irina Login și Faide. Bineînțeles, zilele se vor încheia luni, 21 mai, cu o expoziție temporară muzee și școli la Muzeul de Istorie, Palatul Nevruții. Cam acestea sunt în mare proiectele pe care noi le-am propus să le dezvolta cu ocazia zilelor municipiului Roman. Cam acestea au fost și activitățile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință în această dimineață și mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. O singură întrebare.
Nu numai pentru serele din primărie, ci și pentru celelalte activități care țin de spațiile verzi de pe raza municipiului Roman. Da, vorbim de adicii, 12 muncitori sunt la concesie. Și spuneți că vreți muncitori necalificați. De ce se impune condiția de 6 luni de experiență dacă aveți nevoie de muncitori? Păi, să aibă cât de cât un pic de experiență, pentru că noi ne dorim în această perioadă să extindem și serele și să facem reparații la serele noastre. Sera muncitorilor deja se lucrează la cadrul metalic și am achiziționat policarbonatul pentru dublarea capacității acestei sere, acolo unde pe timp de iarnă pregătim toate răsadurile și ulterior vrem încă o seră să o reabilităm, să o modernizăm astfel încât să devină operațional. Da, ați vorbit despre cele 'modul în care ați reacționat imediat pentru repararea funcției de la Cotuvaneș. Clar a mai apărut pe Facebook și o altă sezizare unor colegi la o televiziune romă, privind starea jalnică a celei toalete publice din groapă. Față de cele două, cum veți reacționa? Veți impune? Acolo cine a amplasat? Probabil constructorul. Constructorul acolo e o chestiune de săptămâni, ca să nu zic zile, până când vom finaliza toaleta publică din pietonal și va deveni operațional acela. Bun, dar până atunci... Până atunci am luat legătura cu constructorul pentru a igieniza acea toaletă. Dacă vreți să vorbeați despre acel proiect cu faleza de pe malul râului Moldova, dacă vreți să ne dați câteva date economice despre producția de electricitate la microhidrocentrală, ținând cont de faptul că pe postul național de televiziune, chiar duminică, a fost un amplu reportaj privind faptul că în Europa de vest s-a renunțat la astfel de proiecte care au fost pasate spre cei din Europa de Est, tocmai pentru că distrug sistemul ecologic și habitatul acestora. În aceste condiții, credeți că veți primi acceptul Ministerului Mediului, care mi se face nu are, nu are absolut, doamna, nu are absolut nicio legătură proiectul microhidrocentrala cu proiectul pe care noi îl propunem. Deci e pur și simplu vorba de amenajarea falezei pe malul stâng al râului Moldova, cu o pistă de biciclete, o zonă de promenadă, bănci și stâlp de iluminat. Dar proiectul acesta a mai fost propus și de domnul Nu am Leonianu avut sursă și... de finanțare. Nu am Acum a apărut sursa de finanțare. Vă explica Maxa 13. Finanțare europeană. Spuneți-mi, vă rog, la Centrul Cultural Unirea ați depozitat pentru moment o serie de cărți de la bibliotecă? Cărțile nu, pentru moment. Acolo avem de vreo 2 ani de zile, dacă mi-aduc eu bine aminte, când am început mutarea către bibliotecă. Am dat în folosința bibliotecii o zonă din acel cinematograf, tocmai pentru depozitarea temporară de cărți până se face transferul în bibliotecă. De asemenea, tot acolo depozităm în vederea selectării cărțile pe care le primim prin donații. Dar nu este periculos acolo, că știi... Nu e periculos deloc. Am fost și eu acolo structura și foarte șubredă. Am fost și eu acolo și n-am pășit. Spuneți-mi, vă rog, cum stați cu situația de realizarea clădirilor supuse taxei de 500%, deci ca impozitare, taxa pe ruină. Încă se lucrează la ea și urmează ca în perioada următoare să intrăm cu proiectul de după sumarea proprietarilor, urmează să intrăm cu proiect de hotărâre pentru supraimpozitare. Dar cam cât avem până acum? Ce să fost informat dumneavoastră? Da. Mi s-a raportat că încă se lucrează și că în perioada imediat următoare, după ce vom centraliza toate răspunsurile la adresele noastre, vom veni cu informații. Cum veți acționa pentru colectarea celor instanțe care ancestrale de la taxe și impozite? La care dintre ele vă referiți? Păi, avem societăți care mai sunt, în Poliroma sau știu eu care alte. De la Poliroma am încasat. Cine a plătit? A plătit lichidatorul judiciar în urma licitației pe care a făcut-o pentru vânzarea clădirii. Și cât s-a luat pe... Nu știu, că s-a luat o bună parte din ceea ce era datorat către bugetul.
și alte societăți de la care... Toate cele care sunt în procedura insolvenței sunt urmărite de colegii mei de la biroul de insolvență și pe măsură ce se finalizează aceste proceduri, se încasează sumă. Inclusiv societatea de la Iași, care ne-a pus atât de probleme de la TRV de acolo. Da, inclusiv aceea. Mulțumesc. Asta o care și o întrebare, deci în Culemici, care ediția a șaptea, da? Da. Am precizat. Ok. Și care e bansul pentru care mai este stadiul discuțiilor cu Apa Vitală în contextul în care Apa Vitală deja a demarat investiția aceea de 240 milioane de euro? Nu a demarat-o încă. Ei sunt în fază finală de depunere a documentației. Niciuna dintre companiile regionale nu au demarat acele lucrări. Sunt în stadiu de studii de fezabilitate și ulterior depunere pentru obținerea finanțărilor. Eu deja de săptămâna trecută, imediat după ce am primit mandatul din partea Consiliului Local, am trimis adrese atât către APA Serj și ADI APA Neamț pe de o parte, pentru a ne preciza condițiile în care putem părăsi Agenția de Dezvoltare Intercomunitară APA Neamț. Și pe de altă parte, am trimis solicitare scrisă către ASACIS și respectiv APA Vital, pentru a ne spune condițiile în care putem fi primiți în această asociație. Le-am dat un termen de 15 zile pentru a-mi comunica fiecare dintre ele răspunsul. Ați spus că ați fost în ștrand la povestea cu bicicliștii. Numărul mare de bicicliști nu este un semnal că romașcanii își doresc și aceste piste, nu neapărat pentru divertisment, ci pentru deplasare efectiv prin oraș? Da, și eu mi-aș dori foarte mult, dar trebuie să luăm o decizie foarte, foarte fermă și să prioritizăm puțin lucrurile. Dar e posibil? La premiza, din punct de vedere al infrastructurii actuale, vă spun clar că nu. Pentru că în momentul în care a fost construit acest oraș, a fost construit la nivelul anilor 70, când erau poate în oraș 5 mașini. Volumul de trafic în zilele noastre este, din păcate, foarte ridicat. Și atunci, cu toții, trebuie să luăm o decizie. Fie ne dorim trafic auto, fie ne dorim trafic cu bicicleta. Și atunci, vă povesteam când m-am întors din Olanda, legat de faptul că în Olanda au ajuns deja să închidă total traficul auto în zona centrală a Amsterdamului, astfel încât accesul să se facă doar cu bicicleta. Însă în Olanda este o cultură a mersului cu bicicleta. De foarte mult timp acolo lumea merge cu bicicleta și ăla e modul lor de viață. La noi, din păcate, lucrurile nu stau așa. Mă bucur însă foarte mult să văd că din ce în ce mai multe familii au decis să se orienteze și către mersul cu bicicleta. Trebuie să fim realiști în același timp și conștienți de faptul că în momentul de față bicicleta nu rămâne decât un mijloc pentru divertisment și nu un mod de viață în momentul de față, dar sigur, dacă în viitor va lua amploare un astfel de fenomen, putem ajunge inclusiv la a lua astfel de decizii. O altă întrebare. Ați spus că ați vorbit deja cu o firmă care se ocupă de organizări de nunți pentru a vă da câteva sugestii? Decorațiuni. Care face decorațiuni. Ne puteți spune ce firmă? E din Roman? Da, e din Roman. Nici nu știu cum se numește firma. Eu cunosc doar persoana și i-am propus să-mi dea câteva idei. A fost o discuție neoficială, înțeleg? Neoficială, nu. A fost câteva idei și dacă s-ar preta acea zonă pentru un astfel de idee. Eu, neavând de experiență în domeniul ăsta, am preferat să... Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Nu vă mai întreb de Puntea de la Cotovameș, că am avut o discuție puțin în contradictoriu înainte de conferința de presă cu cineva din aparatul administrativ. Și sunt foarte mulți din zonă care nici măcar nu știu cui aparține Puntea asta. Puntea aparține, a fost luată în administrare de către Primăria Municipiului Roman. Este luată în administrare de către Primăria Municipiului Roman. Da, cam să transmit și persoanei care nu știe unde lucrează. La cât se ridică valoarea contractelor pentru invitații care vor cânta la Zilele Românului? Noi nu vom plăti decât pentru Smiley, e un contract separat, însă
acesta, vă spuneam că se va organiza sub egida Roman Metropolitan, acolo unde am primit o finanțare și la Consiliul Județean. Când vom finaliza toate evenimentele, vom veni și cu o situație a cheltuielilor pe diferitele activități pe care le-am realizat. Deci nu puteți să spuneți o sumă acum? Nu e o valoare, cel puțin din punctul de vedere al primăriei Roman și a ceea ce ne incumbă asupra artiștilor, e o valoare foarte mică. Mulțumesc. Având în vedere și valoarea artiștilor care vin. Mulțumesc, mulțumesc. Fiindcă veni vorba de amenajarea falezei, înțeleg că doar de la drumul, de la pod... De la podul de fier până la mijlocul. Și de la podul de fier, nu doar de la podul. De la podul de fier. Apropo de asta, pe lângă ocolitoare, arată rău. În ce zonă vă referiți? Partea despre dig sau partea cealaltă? Între podul de fier și podul de... Deci de la partea Petrom... De la dig. Da, da. Din câte știu eu, la un moment dat, terenurile alea s-au dat. Păi nu. De asta zic. Haideți să vedem un pic. Discutăm de zona dinspre dig sau zona dinspre oraș? Nu. În jurul ocolitoare, zic eu. În jurul... Deci da, nu... dar partea pe drumul sau partea cealaltă cu orașul? Partea cealaltă. Cu orașul. Cu orașul. Da. Acolo noi tot scoatem periodic la licitații acele terenuri. Unele sunt adjudecate, altele nu. Cele care sunt adjudecate trebuie să efectueze operațiuni de rampliere, ridicarea terenului și sigur că pe măsură ce își aduc pământ sau alte materiale de care au nevoie, uneori mai apar și acele coline. Eu îmi doresc foarte mult ca într-o perioadă cât mai scurtă acea zonă să se ridice din punct de vedere comercial și sper că odată cu apariția depozitului logistic de la Profi în zonă, întregul interes pentru zona respectivă să crească, astfel încât să apară construcții noi și să scăpăm de acea imagine din zonă. Există toată deschiderea din partea noastră ca și primărie, scoatem periodic la licitație, vă spuneam, acele spații, tocmai în ideea de a le fructifica din toate punctele de vedere. Și ca impozit și ca valoarea concesiunii. Va fi solicitată construcțiunea municipiului și în sala de jos, amenajată frumos, mă rog. Da, da, da. Vom avea evenimente și în sala Nicolae Manolescu. Vis-a-vis de lucrările care s-au efectuat în oraș, respectiv anumite canalizări pentru agenții economici, știu că se plătește la primărie pentru reducerea străzilor. Când vor începe aceste acțiuni? Pentru că sunt foarte multe lucrări la care s-au intervenit și au dus apă oamenii și au rămas acele șanturi acoperite cu pietriș. Din momentul în care vor fi predate de către cei care au fost, care au efectuat lucrările de branșament, când vor fi predate către primărie, vor intra în programul de reparație. A fost o problemă că timp de foarte mult timp până la apariția căldurii, stațiile de asfalt nu au funcționat. Abia de vreo două săptămâni au început să funcționeze în regim normal și încet cu încet noi începem deja toate aceste lucrări de reparații și de readucere la nivel a acestor intervenții. Mai mult decât atât, am observat și în trecut faptul că dacă nu lăsam o perioadă mai lungă de timp să se taseze bine terenul, tot timpul aveam surpări dacă interveneam ulterior. Și atunci preferam să lăsăm mai mult, sumăm constructorii întotdeauna să completeze cu balastru acele intervenții, tocmai pentru a se tasa și când intervenim să nu se mai lase. Poate mai rugat să mai umple până asfaltează. Dacă avem punctual solicitări. Sunt zone unde nu pot să le... Dacă avem punctual sesizări, mi le dați și... la Pascal... Am înțeles. Pot vedea bine. Care... Voi transmite imediat. Spuneți că s-au montat barierele la complexul de agrement. Ele sunt montate mai de mult, de azi devin operaționale. Taxarea se va face și pentru acțiunile care se organizează în ștrand? Aici vom vedea dacă vor fi acțiuni de masă, nu vom aplica această taxare. Interesul nostru este să atragem în această zonă cât mai mulți vizitatori, să ne promovăm această zonă frumoasă a orașului, dar vă spuneam diferă de la caz la caz și în funcție de evenimentele pe care le vom realiza. Spuneți,
încă un proiect pentru piața Roma în văd amenajare și modernizare parcare. Lucrările vor începe după zilele municipiului sau încă nu stabilit? Se lucrează în această perioadă la proiectare și la evaluarea din punct de vedere financiar. Cu siguranță vor începe după zilele orașului. Eu mi-aș dori, dacă ar fi posibil, undeva pe la jumătatea lunii iulie să înceapă aceste lucrări, astfel încât până când vom organiza festivalul pentru diaspora să fie reabilitată această zonă. Și chiar ieri am avut discuții la Bucurie în Mișcare cu iubitorii sportului și chiar cu reprezentanții Asociației Mușatinii. Și le spuneam de o idee mai veche a mea, ca după reabilitare, sâmbătă și duminica, această parcare, cel puțin de la policlinică încoace, să fie închisă și dedicată doar sportului și mișcării în aer liber. Și bineînțeles și copiilor care vor să iasă în aer liber, de semne pe asfalt, și orice alte activități putem să mai facem împreună cu această asociație. Și nu numai, bineînțeles. Camera va fi amplasată cu ocazia zilelor municipiului să poată privi și cei din afară spectacolul, centru... În momentul de față nu am luat... Despre piața. Momentan noi am lăsat-o doar către parcul de la Muzeul de Artă. Iar când am fost acolo, mi-am dat seama că trebuia pentru evenimentul de ieri să o amplasăm pentru a fi vizionat. Cu siguranță data viitoare o vom face, a fost o scăpare a mea, nu mi-am dat seama, dar în momentul de față, vis-a-vis de evenimentele prilejuite de zilele municipiului, nu am luat o decizie, ne vom gândi dacă este oportun, o vom muta. Vis-a-vis de clubul Petru Tub, spunea domnul președinte Arsenie că intenționează să aprobe și s-a aprobat solicitarea noastră de amenajare a etajului, dar a fost luat, celelalte corpuri au fost luate. Ce se va amenaja acolo? Ce știți? A rămas numai clădirea principală cu poliția locală? Nu. Nu aveți informația corectă. Într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, prima dată proiectul de hotărâre de Consiliul Județean a stat în această formă. Ulterior, el a fost modificat tot de către președintele Consiliului Județean, astfel încât forma finală prevede doar acceptul pentru a realiza lucrările de reparații la etajul 1 de la evidența populației. Deja se lucrează în această perioadă la evaluare, săptămâna trecută, primind spre sfârșitul săptămânii și hotărârea de Consiliul Județean care prevede acest accept. Și celelalte corpuri au rămas fără? Au rămas fără. Eu am avut discuții pe această temă cu președintele Consiliului Județean. Am înțeles intenția și interesul dumnealui de a reabilita cel puțin corpul principal de clădire, dar aceasta presupune transferul către Compania Națională de Investiții și solicitarea Companiei Naționale pentru Investiții este ca această clădire să se predea goală. Din păcate, în momentul de față, știți foarte bine că avem foarte multe instituții publice care funcționează în această clădire. I-am explicat domnului președinte că în momentul de față mi este absolut imposibil să mut în altă locație toate acele instituții publice și de aceea, până la identificarea unei soluții, vom rămâne în această formă. Cum de relația cu domnul președinte Arsenie, spunea dumnealui, intenționează să aprobe funcționarea legală a mașinii timp și să aducă un invitat de seamă la spital. Am mai discutat în privința asta? Care este voluntia? Ultima discuție pe care am avut-o cu consilierul personal al președintelui Consiliului Județean, cu domnul Dan Constantin, care se ocupă de activitățile la Spitalul Județean de Urgență, mi s-a spus că s-au făcut pași importanți în această direcție. Au fost trimise o serie de documentații la Minister pentru aprobarea liniei de gardă de la Roma și ulterior, după ce vor primi acest răspuns, putem să implementăm din nou, să devină operațional ambulanța timp. Am uitat să vă întreb pe imnul romanului ridicat de apropo de dimensiunea asta, alături de Brăila, Făgăraș. Da, eu personal nu am văzut emisiunea, nu vreau să discut gusturile personale ale unora și ale altora. Eu atâta pot să vă spun că imnul romanului a fost
conceput și gândit de niște profesori de la Școala de Artă Sergiu Celibidache, care, întâmplător sau nu, au niște rezultate extraordinare cu copiii de la această școală. Și atunci, zic eu că acest lucru se ține tot. Mulțumesc.